Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou clip de calitate astăzi, pentru că am rezolvat-o în sfârșit cu numărul de matriculare, am rezolvat-o cu asigurarea, chiar acum mă duc să o iau și să o achit. Uitați-vă cum mă lupt cu limitarea, nu sare mai mult de 65, la vale mai adineauri mi-a luat și mie 67, n-am văzut în viața mea 67 de el, sau 68, mă rog. E destul de nașpa, după cum am mai zis, nu poți să depășești, nu poți să faci nimic. Asta e, mă, balasom, ce să fac. Probabil vă întrebați unde mă duc. Ei bine, mă duc la băieții de la SEN92, pentru că a venit momentul să punem folie PPE peste tot, bine, aproape peste tot, pe faruri, stopuri, chestiile importante, chestiile care se luptă cu crengile pe off-road, și să-i facem un tratament ceramic, pentru că v-am zis în vlogul anterior, ca să se spele mult, mult mai ușor. Băi, ia uitați-vă cum țin, deci țin accelerația lipită și nimic. Ia, aici avem o coborâre, 66, 65, 66. Am un 70. Aoleu, vine ploaia. Aoleu, m-a picurat. Nu cred așa ceva. Dă-o, bă, încolo, dă treabă. Să rămână străiți. Ce fac fraților dacă mă prinde ploaia? Sau ud pe acolo, în hală la băieți? Hai să o lăsăm și eu, o leagă ușor, dacă știi ce vreau să zic. Să trăiți? Ce, mă, ce să lași, mă, ușor, mă, cu viteza asta, bă, frate, bă, de râsul cârcilor, băi. Anyway, chiar sper să nu plouă. Până să ajung la băieți la S92, aș vrea totuși să-i dau o spălare, deși el este spălat, dar este plin de praf. Nu știu cum naiba bine asta. Deci este murdar. Să bag niște benzină. Sunt super bucuros că am pus numărul de matriculare, pentru că, după cum bine știți, mie îmi place să pun kilometri pe ele. I don't give a damn. Pot să am 25.000 de kilometri, pentru că Gucci întreține jucăriile. Știți bine că ATV-ul vechi, CF1000 Overland, vechea georgiana, să-i spunem așa, a fost super întreținută. La fel am de gând să fac și cu acesta. Hai să nu vă mai plictisesc, ne vedem de la spălătorie, de la benzinărie sau direct de la băieți. Let's go! Gata, fraților, este și spălat. Nu am alimentat, nu mai este timp de alimentat. Ne vedem acum chiar de la băieți. Am făcut lună, mai ales pe acolo, pe la faruri, pe unde vom pune PPE, pe unde e cel mai important. Sunt fleașcă, de ce mă întrebați? Și hai la SEN92! Bam, am ajuns la băieții de la SEN92, chiar acum îl verifică. Ia zi, maestre, cum se pare față de modelul vechi, în primul rând? Gogul e facem. Sculă, e sculă, Gogul. E sculă, da? E frumos, sculă, da? Frumos. Spune-mi cât de greu se pune PPF-ul acum pe modelul acesta, că cu siguranță vor fi interesați. Bă, greu nu se pune. Aici nu fac griji, da, în față, zic. Venim cu varianta de bucăți predecupate, direct, da, pe formă, și doar le întindem. Ok, deci... și aici în față cum se par farurile? Greu de colantat, no, de PPF, de nimic, nu? Nu, sunt aproape drepte, au un pic de unghie aici. Fii atent, modelul ăsta, da? Doar pentru că este T3B, adică, da, se matriculează pe primărie, nu vine cu banda asta legată și vreau să o rezolv. Da. Se pun eu o bandă, am cumpărat, am comandat, vedem ce iese. Nu e problemă, să facem. Și să facem și aici, știi? Da. Ca asta le-am spus și lor întotdeauna, aici luați cele mai multe crengi. Bine, tot ce înseamnă frontal, faruri și inclusiv la stopuri acolo, pentru că pietre, impurități, nebunii, știți cum am făcut. Și mai trebuie, uite, aici, pe bucata asta, că aici te urci cu bocancul. Da, și da, aici și aici, acolo se face cel mai praf de la pasager și aici. Nu vii cu piciorul perfect drept aici, mai dai cu călcâiul, uite aici. Și corect, ăsta e cel mai predispus. Și nu e cu bocancul, nu e curat, bocancul e plin de noroi, exact, de praf. Și toate. Folia este regenerativă, da, sper să nu vor fi vorbit eu, așa, da, autoregenerare. Da. Iar aici, vezi că nu am dat jos folia de protecție ca să aveți voie de cut-out. Nu e problemă, îi facem la fel, îi facem direct pe formă, frumos. Se poate pune ceva mat, antireflexii? Da, și mat sau lucios, ce vrea fiecare. Eu vreau mat, ca să nu mai am, să nu mai am reflexii, că mă văd acolo. Îmi văd fața în ecranul ăsta, frate. Ia. Uite cât de tare, ia ține apăsat pe steluța aia de aici. Temți. Are teme, are ăle. Și când îi pui contactul, ți arată 200 la oră. Și ai, asta plănuiesc eu, să-l fac să ia 200 la oră. Zici și făcut. Cu riscul să, na, să strice ceva, dar nu ne lăsăm. Anyway, haideți că-l băgăm și noi înăuntru. Nu uitați, aveți nevoie, știți unde să veniți, oricum vă las jos în descriere. Și s-a ajuns la ecran, hai să vedem. Zici ce faci, că eu nu știu ce să spun aici, eu nu știu ce să vorbesc. Vogule, lucru nou e lucru nou. Ia uite-l, bă, tată. Mamă, s-a dat o oră înainte, frate, ai văzut? Îi punem una de PP frumoasă, că uite, asta e... Vedeți că au pre-cut-out sau o să aibă pre-cut-out? Da. Și dacă lumea comandă și o pune ei acasă? Asta e posibil? Avem matrița și o să punem și la vânzare pentru orice model. Nice. Orice model de ATV. Și asta se întâmplă și la faruri? La fel. Mamă, ce oamenii frumos. Pot să le comande pretăiate. Dacă n-au timp să vină la noi, le comandă și... Păi atunci spune cât de greu se pun. Păi foarte ușor, cu un pic de apă și șampon, o mini racletă, le întindem, okay, le lăsăm 2-3 ore să se usuce. Și după aia îi dăm prin pădure. Și aici am ales să pun ceva mat, ca să nu mai am reflexii. Vedeți? Sunt reflexii ca lumea în ecranul ăsta. O rezolvăm și pe asta și hai să vedem unde mai punem PPF, ca să ținem lucru. Lucru nou e lucru nou, mă, cum a zis și băietul, mă, frate. Haida!
Și a plecat folia tineretului. Mega folia tineretului pentru ecran. Ia uite aici frumos. Bă, frate, bă, filmez, mă. Vrei să fure lumea meserie? Am să fure meserie, că dacă iau folia de la voi, să-l și pună, naiba. Deci aici cu ce e dat, frate? Cu DAB, cu ce e dat? Deci este apă și cu șampon cu pH neutru, șampon de copii, cel mai bun. O fixăm, vine perfect pe formă. Și acum o întindem cu... Și dai, stai că știu de la jumătate, așa, olea, că îi dai o pată. Prima dată o fixăm aici pe jumate. Băi, Jimon, deci chiar nu mai sunt reflexii, frate, asta e cel mai mare câștig. Da. Deci când mă vedeam în ea? Da. Deci efectiv îmi vedeam fața, îmi vedeam casca, îmi vedeam GoPro, măcar vedeam GoPro dacă filmează, dar am oglinzile astea. Aia zic, mă, tată. Aia zic. Frumos. Deci e de la ei, băi, ești nebun. Și asta mată la fel e cu regenerare, dacă se pune praful. Deci aceleași condiții, da, tot cu efect hidrofob, cu autoregenerare, doar că este finisajul mat. E mișto, știi de ce? Câteodată ni se mai umple ecranul de nămol și evident că dai cu mâna și întinzi nămolul la pietrele alea care se întăresc. Da. Și de-aia e important să fie cu regenerare. Da. Plus că dacă știți bine vlogul în care mi-am pus folia cu regenerare pe mașină, știți că au dat cu perie de sârmă și și-a revenit la loc, au dat după aia cu căldură. Este fenomenal. Cea mai bună investiție, mai ales la mașina nouă. Stați aproape, tot că o să venim din nou cu mașina aici, mai pregătim niște surprize, facem ceva cu UV-ul, cu căldura asta, că sunt 95 de grade în mașină dimineața. Și o să mai vorbim despre folie și vă și arătăm după atâția kilometri cum arată, pentru că băieții mi-au zis să mai fac ce e aia, tratament ceramic în 3 în 3 luni, ceva de genul ăsta? Un tratament ceramic care să-l ajute să fie, să-și păstreze efectul hidrofob. Ok. Normal, ar trebui făcut o dată la 2-3 luni. Băieții mi-au dat tot ce a trebuit, numai că eu când am vrut să mă apuc de treabă, mi-a căzut tot tratamentul pe jos și așa am lăsat-o. Dar nu este ceva rău, pentru că o să vă arătăm cum arată când nu faci tratamentul ceramic. Adică arată foarte bine, s-a ținut foarte, foarte bine. Așa arată rezultatul final, oricum vă mai arătăm la final cu toate puse și hai să vedem ce mai montăm. Gata, s-a început la faruri. Avem folie tot așa cu regenerare, dar potentă mai închisă, zic bine, da? Da. Da, ușor fumurie, ușor. Ușor fumurie, da. Și se va pune și pe banda aia de acolo. Hai, Georgiana, ia uite acum. Ai ochelari de soare. Vezi, Georgiana. Au și protecție UV, nebunii astea? Da. Protecție UV, autoregenerare și efect hidrofob. Adică nu stă apa pe ele. Nu stă apa pe ele. Ce, mă, a plecat, tata, a plecat. Ia uite, bă, frate, bă, prinde formă, bă, tată. Bă. Recomandat este să nu o speli astăzi. Păi nu o spăl astăzi. Așa, pe Georgiana, să o lași până mâine. Ok. O să dai și o tură cu ea prin pădure și o speli după. Da, da, da. Păi nu mă bag în pădure astăzi, doar o să o admir, o fac și niște poze una alta. Hai, mă, frate, să facem un giveaway, vrei? Face. Ce giveaway să facem, zi? Faruri și ecran? Le dăm la băieți așa, le dăm un set de faruri, poate să și aleagă, ori folie transparentă, ori tot așa, ușor fumurie, și un ecran de protecție, cum am pus aici la tine. Tot așa, ori mat, ori lucios. Exact, ori... variantă mată, ori lucioasă. Ce vrea fiecare. Hai să vă protejați și voi ATV-ul. Bine, pentru cei cu X10. Doar pentru cei cu X10 sau poate să vină și altcineva? Poate să vină și altcineva. Ok, haideți, citiți descrierea. Acum se lucrează cu spor la LED bar, să-i spunem așa, la lumina de mijloc. Și uitați-vă deja ce nervos este. De-abia așa să vi-l arăt la final. Se pune pe piept și pe aici, aici unde vin crengile, cel mai important, aici, acolo, la ghete, aici. Hai, vedem cum arată, dar e altceva, sincer. Ia uitați aici mâna asta de zeu, dacă o făceam eu, băgam la mâna până în LED-uri, mâncați-aș gura ta. Bă, băieții, m-am învățat, mă, dar nu se prinde de bine, mă, nu e chiar atât de ușor, să știți. Nu este ușor deloc, să tai drept, e destul de greu. Acum se pregătesc handguard-urile, să punem și pe ele, să rămână gugucile frumos scris acolo, plus că handguard-urile de-aia sunt, să iei lemne cu ele. Și nu numai lemne, știți ce zic? Lemne și pietre. Și pietre și nu mai aruncă Dan în mine, gata, s-a terminat, de fapt poate să arunce acum, că niciun fel de problemă. Ia uite aici cum a prins formă, bă, tată. Mai departe. Ia vedeți că a plecat folia și aici. Ma. Și e destul de important, dacă vreau să ATV-ul nou, să faceți asta încă de la început, să nu obțineți grieturi. Deși băieții fac și poliși, faceți poliși. Și poliși. Folie și farul, tot ce trebuie. Să ne o leacă cu frânul, să usuce acolo frumos. Și a mai plecat o folie de protecție, una dintre cele mai importante, adică în partea asta frontală, după cum vedeți, are botul ieșit, ceea ce înseamnă că poate lua cu ușurință crengi. Acum abia le aștept să intre, pentru că, na, eu știu ce înseamnă folia asta. Vor pune folie PPF și aici, pe laterale, inclusiv aici în spate, ceea ce înseamnă că am pus degeaba toate aceste sticăre. Eu v-am spus în vlogul ăla că le pun degeaba. Astea rămân, pentru că folia PPF nu se pune pe plasticul ăsta, nu-i așa? Da. Nu stă pe el. Și păstrăm în sticărele originale, vom pune peste. S-a trecut la fân
Și uitați-vă cum arată, că arată mai bine decât culoarea originală. Pipiepul ăsta întotdeauna a făcut să strălucească mai tare, nu culoarea. Întotdeauna îi dă luciu și îl face și mai rezistent în timp. Nu mai gândul că o să iau crăci și nu o să zgârii vopseaua. Mă bucură tare, tare. Mă. Gata, fraților, ne-am mișcat foarte, foarte repede. Rămâne să stea în soare, nu-i așa? Trebuie să stea o leacă în soare. O zi, două în soare. Știu de la mașină, de la astea. Și la mașină la fel, au dispărut stând în soare. Vă dați seama că acesta se încinge imediat, deci ar trebui să meargă treburile destul de repede. Nici urme de apă, în 2-3 zile să usucă. Ok. Evităm spălatul și cât de mult în soare. S-a pus PPF și aici, că știți că aici vin ghetele și se omoară ATV-ul pe laterale. Am pus și aici, unde stă burtica. Hai să vi-l arăt așa din față. Ia uite nervozitatea asta. Hai să ne cerem scuze. Și vi-l arăt și aprins, că atunci se vede cel mai mișto efectul. Bam! Ia vedeți aici. Și când îmi face și LED-ul ăsta, hai de capul meu. Uite, bă, întunericesc eu așa, ia uite. Băieți, vă mulțumesc tare, tare mult. Vă zic mai încolo în clip ce trebuie făcut ca să câștigați și voi o protecție, să-i spune pe scurt, pentru ATV-ul vostru și discutăm mai multe. Vă învăț imediat. Let's go! Gata, fraților, și rezultatul final aici în fața dumneavoastră. Avem așa, folie PPF pe faruri, inclusiv pe bandă, folie PPF pe toată partea frontală, siglă, handguards, toată partea asta unde vin ghetele, inclusiv aici, ecran, folie mată, în drumul meu spre casă să vă povestesc cum puteți câștiga și voi, pe scurt, o protecție pentru ATV-ul vostru. Mulțumim S92, hai să vă povestesc. Și bam, fraților, sunt super entuziasmat acum că am ăstea, mai ales ăsta, uite, nu mă mai văd în ecran, it's a win. Mi-au dat băieții și folie aici să am de rezervă și pe lângă asta să mai meșteresc eu pe la el, că îmi place, i-am rugat frumos să-mi dea și mie ceva extra. Și acum să vorbim de giveaway, că nu vreau să fie un vlog foarte, foarte lung, așa că o să fiu rapid. Tot ce trebuie să faceți este să dați follow aici, adică follow băieților de la S92 pe Instagram și să spamați în comentarii vin de la Goguci, pentru că dacă ne strângem mai mulți, o să facă încă un giveaway, adică putem face mai multe giveaway-uri, cu cât mai mulți, cu atât face mai multe, și să dați spam acolo și o să recunosc persoanele active de la mine din comentarii de pe toate platformele și așa mai departe. O să verificați la follow aici și comentariu și alegem unul dintre voi, un norocos, căreia o să-i dea aceste, o să-i fac aceste chestii, vă pun în legătură cu ei și așa mai departe și se rezolvă situația. După cum v-am spus de mai multe ori, este foarte important să vă protejați ATV-ul dacă vreți să nu se spargă ceva sau să nu fie foarte zgâriat pe față și așa mai departe. Știu, am zis de 1000 de ori că mi-e drag de ele zgâriate, dar cu acesta vreau să fie diferit. Plănuiesc să-l țin maxim un an și dacă cumva se va vinde la cineva dintre voi, că știți că le vând cu prețuri foarte, foarte mici, să vă bucurați de el în adevăratul sens al cuvântului. Hai să vedem cât de mult îl ținem fără zgârieturi. Stați, mă, liniștiți, mă, de-abia aștept să-i dau o mordă pe lume, firar mama lor de ATV-ul. Să-i dau cu pietre, să-i dau cu greni, să-i dau cu praf, să-mi arunce Dan pietre în față. Anyway, atât din vlogul de astăzi. Nu uitați să dați și voi subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi care vă uitați la aceste vloguri nu ați dat subscribe. Ținem legătura. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Hai pe off-road!